Ziua. Putem începe? Da. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățenii Republicii Moldova, la un an de mandat, Partidul de Guvernare PAS a implementat mai multe reforme netransparente și astăzi mediul de experți, societatea civilă, partenerii Republicii Moldova critică mai multe reforme care au avut loc în domeniul audiovizualului cu subordonarea Teleradio Moldova, televiziunii publice, Parlamentului. Sunt multiple probleme cu reforma justiției și avem avizie negative a Comisiei de la Veneția și note critice care vin din partea partenerilor de dezvoltare. Încă un insucces actualei guvernării este pretinsă reformă în cadrul instituțiilor de învățământ superior, reforma lipsită totalmente de transparență, care nu a fost consultată nici cu cadrele didactice, nici cu mediul academic și care, în fond, lovește în sistemul educațional din Republica Moldova. Cu părere de rău, mai există încă o încercare absolut netransparentă a unei reforme, de data aceasta a codului electoral, și dacă în societate moldovenească nu există nicio informație și oamenii pur și simplu nu cunosc despre ideile lansate de pretinși reformatorii, aflăm că partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, cum este Consiliul Europei, cum este Uniunea Europeană, cum sunt organisme internaționale, astăzi discută eventuale modificări a codului electoral în Republica Moldova, eventuală introducerea votării electronice și alte chestii esențiale care, în mod firesc, în mod normal, trebuie să fie discutate, în primul rând, în Republica Moldova, cu cetățenii țării, cu mediul respectiv, cu experții, dar, cu părere de rău, nu avem niciun acces la informații și riscăm să avem încă o reformă lansată, lipsită nu doar de transparență, dar și de sens, și totodată care va crea pericole majore pe viitor, inclusiv și de fraudare a alegerilor. Despre ce este vorba? În primul rând, autorii acestei reforme propun ca alegerile să aibă loc în două zile, de vineri și sâmbătă. Și dacă tradițional, de ani de zile, cetățenii Republicii Moldova sunt deprinși că alegerile au loc duminică, autorii acestor reforme vor propune ca alegerile să aibă loc în zile de vineri și sâmbătă. Încă o idee banală sau periculoasă care astăzi examinează acești pretinși reformatori este ca alegerile să aibă loc pe parcursul a două zile în anumite secții de votare din motive obiective. Și care sunt aceste motive obiective și cine și în ce modalitate va decide ce înseamnă aceste motive obiective și în ce secție de votare alegerile va urma să aibă loc două zile consecutiv, nu este clar. Deși înțelegem foarte bine că legea trebuie să fie foarte clară și trebuie să conțină mecanisme clare. Ori este și jurisprudența Curții Constituționale care spune că actele și legile care se aprobă de către Parlament trebuie să aibă, să întrunească criterii de aplicabilitate și trebuie să fie foarte clare la etapa de realizare a acestor legi. Aceste lucruri a comunicat Republicii Moldova și în nenumărate ori și Comisii de la Veneția, care a criticat Republica Moldova pentru aprobarea unor acte normative care provoacă interpretări duble și care nu asigură continuitate. Atunci când ne referim la ideile care astăzi se examinează pentru a fi introduse în codul electoral, cele mai mari riscuri produce inițiativa de introducere a unui vot electronic. În primul rând, prin prisma problemelor de securitate. Dacă în cazul în care cineva va decide în care secție de votare urmează să aibă loc alegerile două zile consecutiv, apar întrebări de securizarea a buletinelor de vot, apar întrebări organizatorice și de logistică, cine va asigura protejarea
Și securizarea acestor secții de votare și nemijlocit a buletinului de vot, a buletinului de vot, în cazul votului electronic nu este clar cum va fi asigurată securitatea acestui vot. În cazul în care vor fi anumite atacuri cibernetice și care au loc, apropo, între acele țări care astăzi au introdus această votare electronică. Și putem să vă spunem că în Uniunea Europeană, de exemplu, da, mai multe țări care au examinat posibilitatea introducerii votului electronic s-au refuzat de această idee pe motiv că această idee provoacă mari riscuri și mari semne de întrebare, anume la capitolul securității votului și securității rezultatelor votării. De aceea, noi nu avem niciun răspuns la întrebare cum vor fi combătute riscuri cibernetice și posibilități de trucare a votului și a alegerilor. În această situație, noi considerăm că Republica Moldova are o practică și o experiență și chiar și cu anumite progrese modeste în cadrul ultimelor scrutine observatorii internaționali, partenerii dezvoltării au recunoscut aceste scrutine pe motiv că au fost libere, competitive. Și Republica Moldova are deja instruiți, pregătiți mii de angajați și mii de funcționari electorali care pot administra procedură de votare și această procedură deja este cunoscută pentru toți cetățenii Republicii Moldova, pentru observatorii, pentru reprezentanții, pentru partidele politice. Iar eventuală introducerea acestui sistem periculos de a unui vot electronic dispare posibilitatea controlului, dispare posibilitatea de a verifica legalitatea și dispare, de fapt, și rolul observatorilor și reprezentanților la nivelul birourilor, secțiilor de votare și la nivelul circumscripțiilor electorale. Probabil că autorii acestor reforme periculoase conștientizează că propun niște chestii periculoase, de aceea dânșii vor propune și schimbarea componenței Comisiei Electorale Centrale. În primul rând este propunerea de a micșora numărul membrilor CEC, ceea ce de la sine provoacă riscuri. Există ideea de a exclude opoziția din acest proces și de a nu permite opoziției să delege reprezentanții săi sau membrii în Comisia Electorală Centrală, deși în ultimii 15 ani a fost o experiență democratică, când anume reprezentantul opoziției era promovat la șefie Comisiei Electorale Centrale. Astăzi, acești pretinși reformatori propun sau vor propune lipsirea opoziției a posibilității de a delega reprezentanții în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Ce presupune, în opinia lor, micșorarea numărului membrilor? Presupune posibilitatea guvernului de a înainta doi membri în cadrul CEC, președinției un membru, Consiliul Suprem al Magistraturii, acel reformat care astăzi este controlat politic, să înainteze doi membri și Parlamentul la fel doi membri. Adică, în opinia noastră, numărul membrilor de 7 persoane este mic și avem mari întrebări vis-a-vis de înaintarea acestor candidați. Riscăm să avem Comisia Electorală Centrală, exclusiv, compusă exclusiv din reprezentanții guvernării, partidului de guvernare, și anume acei care au majoritate parlamentară, acei care investesc guvernul și acei care au control asupra CSM și președinției. Și putem avea 7 membri ai Comisiei Electorale Centrale, delegați de o singură forță politică. La sigur, acest lucru este periculos prin prisma democrației și transparenței și la sigur și această reformă va fi criticată și din partea societății și din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. În locul transparentizării activității Comisiei Electorale Centrale, cineva vrea pur și simplu să creeze un monopol. Un monopol periculos care va pune sub semnul întrebării rezultatele următoarelor scrutine și va crea primizie majore
pentru fraudarea alegerilor. Totodată, în cadrul acestei reforme, vor apărea condiții noi pentru crearea comisiilor electorale de circumscripție, ceea ce va provoca riscuri majore, da, la desfășurarea scrutinului local care va avea loc ordinar la finele anului 2023 și ceea ce va crea un haos în cadrul organizării alegerilor în teritorii. Iarăși revenim la faptul că toate aceste schimbări, modificări nu sunt consultate, nu sunt discutate cu persoanele implicate, cu persoanele care au experiență și pregătire necesară. Evident că autorii acestor reforme vor să vină cu niște schimbări în procedura, în procesul de finanțare a partidelor politice și, de fapt, vor crea condiții în care cetățenii Republicii Moldova, persoanele fizice, persoanele juridice, vor avea riscuri majore atunci când finanțează partide politice. Și, de fapt, aceste prevederi vor demotiva cetățenii Republicii Moldova să susțină financiar partidele politice, chiar și în cadrul unei proceduri transparente. Stimați colegi sau stimați cetățenii Republicii Moldova, apar și noțiuni noi care, la sigur, vor lăsa spațiu de interpretări. Este greu de redat, da, în cadrul unui briefing toate argumente sau toate comentariile ce se impun urmare acestor propuneri, dar apar probleme evidente care, la sigur, creează discuții în societate. Știm că mai multe partide politice deja au exprimat dezacordul vis-a-vis de o eventuală reformă sau reformarea codului electoral. Știm că mai mulți politicieni și experți deja au condamnat procedura în care, netransparentă, în care se elaborează aceste pretenții reforme. Noi, pe parcurs, vom informa opinia publică vis-a-vis de mersul elaborării acestor reforme, dar la sigur, fiind forță de bază de opoziție în Republica Moldova, blocul comuniștilor și socialiștilor va face tot posibilul ca această reformă să nu aibă loc. La sigur, orice îmbunătățire a codului electoral trebuie să fie discutată, trebuie să fie transparentă, trebuie consultată și trebuie coordonată. Iar aceste reforme care se fac sub masă creează pericole majore. Repetăm și reiterăm și de eventuală fraudare a alegerilor. În țările mult mai dezvoltate ca Republica Moldova, votarea electronică a provocat mai multe probleme, mai multe discuții și mai multe sesizări și mai multe informații precum că alegerile au fost fraudate. În Republica Moldova, care este o țară mică, avem sistem electoral funcțional, cetățenii Republicii Moldova sunt deprinși cu acest sistem, acest sistem este reprezentativ și acest sistem, la sigur, este unul necesar pentru următoarele scrutine. Asta am vrut să vă comunicăm, dacă sunt întrebări. Cum? În acest sens, Partidul Socialiștilor astăzi a ieșit cu o declarație. Vă sugerăm să faceți cunoștință cu ea. Regretăm faptul că asupra colegii noastre au fost făcute presiuni, cum de altfel presiunile au loc în raport cu majoritatea deputaților de opoziție, din partea diferitor structuri, din partea diferitor emisari, din partea diferitor servicii. Pare rău că parlamentarismul în Republica Moldova iarăși se transformă, da, într-o luptă netransparentă cu folosirea unor metode josnice. Știm că pe colega noastră au făcut presiuni. Cunoaștem bine că doamna Dolință a avut activități pe parcursul anilor, da, în țară vecină, în Ucraina.
Și înțelegem foarte bine că cineva a determinat-o să facă această declarație. Împreună cu colegii am făcut analiză a acestei declarații și știindu-o bine pe doamna Alla Dulință, bănuim că această declarație nu era scrisă și pregătită de ea, deoarece nu este caracteristică stilului și retoricii doamnei. Și ultima, Partidul Socialiștilor mereu pledat pentru pace și pentru dialog în raport cu conflict militar din Ucraina. Noi considerăm că efortul clasei politice, efortul organismelor internaționale trebuie concentrat pe identificarea soluțiilor de pace. Ne pare rău că cineva vrea, prin asemenea procedeu care are loc cu doamna Dulință, vrea propagandistic să demonstreze că PSRM-ul pledează pentru conflict militar sau apără cumva aceste evenimente dramatice. Reiterăm faptul că Partidul Socialiștilor a fost primul care a intervenit cu organizarea, cu logistică, în gestionarea crizei refugiaților. Anume, colegii noștri din teritorii, primarii, consilierii, președinți de raioane, împreună cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, au organizat primirea a sute de mii de refugiați, inclusiv și în municipiul Chișinău, dacă doriți. Aceste două centre, care este Moldexpo și cel de la Lukoil. Și în cazul respectiv, considerăm că Partidul Socialiștilor a reacționat sănătos prin mesaje de pace, de dialog și prin misiunea umanitară care a revenit Republicii Moldova. Știm foarte bine că astăzi mai mulți parteneri ai Republicii Moldova laudă că Moldova este o țară mică cu inimă mare, care a făcut tot posibilul pentru a ajuta cetățenii care se află în stare de criză și care au fost nevoiți să caute un loc mai sigur pentru trai. Și anume socialiștii au fost acei care au ajutat, repet, sute de mii de cetățeni. De aceea considerăm că acest mesaj, precum că PSRM cumva susține acțiuni împotriva Ucrainei sau că PSRM-ul este partidul războiului, este un mesaj fals, este o minciună și este un mesaj propagandistic pe care îl condamnăm. La fel cum condamnăm atacurile și presiuni asupra colegilor noștri, cât din Parlament, așa și din teritorii, cu care se duc discuții ilegale și care sunt determinați să părăsească partidul și echipa. Vă informăm foarte ferm că colegii noștri fac față presiunilor și Partidul Socialiștilor este un partid activ și responsabil. Dacă ați spus despre această diviție, dacă vă urma și altele. Noi știam că pe doamna Dulință se fac presiuni de ceva timp. Nu este mare secret. Și știm că se fac presiuni la mai mulți colegii noștri, din partea diferitor structuri. Și ultima întrebare, dacă mai există divergențe între membrii partidului referitor la războiul din Ucraina? Partidul Socialiștilor a luat o poziție foarte responsabilă vis-a-vis de război din Ucraina. În afară faptului că am participat în misiunea umanitară și am fost și suntem pe prima linie, atunci când am participat la parada de PR a guvernării, noi am fost acei care am muncit pentru a primi refugiații. Dar în afară acestui fapt, din prima zi, noi am ieșit cu declarație și rămânem consecvenți pe această poziție că aceste două popoare frățești, apropiate, care au aceeași cultură, aceeași istorie, credință, este grav ceea ce se întâmplă între ei și îi dorim dialog și pace, cât mai rapid. Și PSRM-ul niciodată nu a susținut mesaje militariste, care vin din mai multe părți. Noi considerăm că Republica Moldova este stat neutru și noi considerăm că acest statut de neutralitate trebuie consolidat, deoarece este o umbrelă pentru Republica Moldova. Dar și pentru țara vecină și pentru toate țările din regiune dorim pace, dialog civilizat și dezvoltare socială-economică. Este o poziție corectă și este o poziție unică posibilă pentru un partid sănătos. Ori atunci când noi devenim partenitori, apar dubii la capitolul neutralității noastre. Vă mulțumesc!